Oameni buni, vă așteptăm la Galeria Reduta să vizualizați expoziția noastră Plastic în perioada 10 decembrie, 14 ianuarie. Mulțumim! Vă pupăm! Numele meu este Raluca Cosma și sunt artist vizual. Ne aflăm aici în Centrul Cultural Reduta, în galeria de la subsol, Galeria Reduta. Suntem 5 artiști care de curând am format și într-o asociație, Asociația Artiștilor Vizuali NUMA din Brașov. Am ales împreună o temă comună. Tema expoziției este Plastic. Și acum o să citesc textul scris de colega Cristina Frunculescu. Plastic. Reciclarea, poluare și cea mai puternică industrie de consum în momentul actual, da, este o perioadă în care plasticul ne sufocă și ne invadează planeta ca niciodată până acum, fiind materialul care definește era capitalistă. Cu toate că este un subiect actual care atinge multe puncte sensibile, noi nu țintim să aducem un semnal de alarmă pentru protejarea mediului, acesta fiind în sarcina activiștilor și ecologiștilor. Arta plastică are în mod întâmplător terminologia materialului cel mai răspândit în această perioadă ca pereche de omonime. Arta plastică este și numele secțiilor de la liceele și universitățile românești. Arta plastică se consideră deja o formulare învechită a artei vizuale. Asta pentru că noile forme de exprimare în artă experimentează cu mijloace de exprimare mult mai diverse, precum instalație, obiect sau video, iar arta plastică rămâne cumva limitată la origini, folosind tehnicile tradiționale precum pictura, sculptura, desenul sau grafica. Arta vizuală include arta plastică, dar arta plastică este o căutare mai aprofundată, mai directă a esenței, tocmai prin tehnica ei tradițională. Noi menținem tradiția artei plastice și explorăm nu doar universul personal raportat la mediu, dar și tot ce ține de exprimarea plastică expresivă, căutarea vizuală și, de ce nu, spirituală, de care o societate are nevoie. Prin tehnica tradițională de pictură și mix media vom căuta așadar să explorăm paralela între plastic și mediul creativ. Vreau să menționez și artiștii prezenți la această expoziție. Da? Sunt Oana Obacu sau Medium Black, așa, Raluca Denia Mardare, Andreea Lozioara și Manuela Zvâc. Și vă așteptăm să vizionați expoziția noastră.